Bă, salutare guys și bine ați venit la nou episod, suntem acum pe Redem, dar pe un alt server, nu mai suntem pe Badlands. Suntem pe serverul Westside, parcă, dacă mai aduc bine aminte, fără să mințesc și, de obicei, după cum am învățat, facem și noi jobul ăsta. Acum o să dureze un pic până ajungem, dar e o mică mare diferență între serverul celălalt și serverul ăsta. Da, la început a fost un mix spawn, pot să zic, unde m-a dat cu caracterul că eu am ales Valentine să mă ducă și de fapt m-a dus în altă parte, mă rog. Dar, uite, eu deja m-am apucat să fac joburi, chiar vorbeam cu Starone pe privat, bă, n-am nimic cu omul, știu că, cu tot respectul pentru cel de la Badlands, dar un exemplu, și mă știți foarte bine cei care mă urmăriți de foarte, foarte mult timp, că ceea ce nu-mi convine mie și niciodată nu mi-a convenit e faza asta după ceartă, știi, că bă, că tu ai server, bă, bagă-mă și pe mine sau chestii de genul, știi. Nu, niciodată nu am scris, de când am mai mult ca sigur poate a văzut că mă joc pe serverul lui. Asta a fost și un motiv de ce nu prea mai continuat. Că, na, mie nu-mi place să, bă, frate, m-am certat cu tine și acum hai să fim din nou prieteni, știi? Și încă pe niște motive mai, na, în fine, cu tot respectul pentru fondator. Așa că am ales să ne jucăm aici. Acum o să vedem despre ce e vorba. Pentru că, un exemplu, uite, am venit până aici în Annesburg, din Strawberry și am luat undeva la 20 de dolari pe livrare. Am înțeles că e un pic mai schimbat serverul și să și observă treaba asta. Și vreau să-l încerc. Nu sunt așa de mulți playeri. Acum, în momentul de față, când mă joc eu, sunt peste 100 și ceva. Dar știi cum e și vorba, mai bine câteodată mai puțin, dar mai calitativ decât cantitativ și mult troll, deși eu nu am întâlnit troll, dar vorba vine. Bă, ce, apropo, chiar am vrut să vorbesc cu voi, pentru cei care aveți TikTok și vreți să apăsați și pe acolo un mic follow, că avem vreo 36 de follow-uri pe contul mic, puteți să apăsați acolo rapid pe contul, pe linkul din descriere, că cred că sunt postate amândouă sau numai unul, pentru că ăla de 3000 deja a devenit un pic cam neactiv față de mine. Nu am mai postat chiar deloc și am luat decizia să luăm, un exemplu, contul cel nou. Acolo postăm și episoade de 10 minute, mă. Chiar asta am stat și m-am mirat într-o zi, episod de 10 minute, nevoie? Chiar am putut să fac treaba asta. Și am rămas foarte uimit pentru că îți dă posibilitatea de a face treaba asta. A fost undeva la vreo 12 minute un episod pe care l-am făcut pe CS și a vrut să mi-l împartă în două episoade, dacă eu alegeam treaba asta, dar n-am ales, a rămas numai de 10 minute. Și de asta încerc și acum să facem rapid un episod de 10 minute ca să vedeți acolo despre ce am vorbit, cum asta. Ba, apropo, am o mică schemă, o mică problemă de la un moment dat. Eu când fac așa stânga-dreapta cu mouse-ul, la un moment dat îmi dă parcă un mic drop frame, gen, eu pot să duc mouse-ul, un mic freeze pentru cine cunoaște. Am încercat tot felul de tutoriale de pe YouTube, TikTok, dar nu m-a ajutat niciuna. Am dezinstalat driver-ul, l-am pus înapoi, tot la fel, am scos USB-ul din calculatorul și tot la fel a fost. Și numai nu pot să înțeleg de ce, așa că dacă aveți vreo soluție, nu uitați să-mi scrieți dacă vă rupi plori eu, că e destul de enervant, în comentarii sau, pun exemplu, nu știu, în privat, pe Discord sau pe acolo pe TikTok sau pe, știți voi, episoade. Ba, acum, ținând cont că seara, a rămas un pic și am vorbit cu Starune, pentru cine îl cunoaște, desigur, e un amic foarte bun al meu.
faza de a face după masa live pe YouTube. Așa că nu uita să mergeți și pe canalul de YouTube, tot așa ca numele am Happycos. Și pe cel de 3000 de followeri, unde postăm zilnic episoade și pe acolo să începem cumva undeva după masă, 2 ore în fiecare zi, 2 sau 3 ore, să facem live-uri. Nu, o să renunț la ideea de a mai posta dimineața, pentru că nu se mai dau notificările, știți bine, chiar vorbeam printre discuțiile astea cu Starune, că deja majoritatea stream-urilor s-au mutat pe TikTok. Bă, adevărul că eu nu prea aș vrea să las YouTube-ul, deși e plin acum cu războiul pe care e cu AdBlock-ul, știți bine, e foarte ciudat. Foarte multe reclame, calitatea de la YouTube a scăzut enorm, cel puțin la persoanele care fac numai și numai live. OBS-ul de la stat tare rău schimbat, nu prea mai duce nici el. Trebuie să stai cu setări non-stop ca să poți să duci o calitate mai... Dar oricum te oprești YouTube-ul, că dacă ar fi să termin cu YouTube-ul și să te bași pe Twitch, ar fi mai bine, pentru că pentru persoanele care nu cunosc Twitch-ul, e tot o platformă ca și YouTube-ul, numai nu poți posta vloguri sau chestii de genul. Dar e o platformă pentru gaming, unde calitativ se vede perfect, ceea ce mi-era mai să nu cunoască lumea Twitch-ul. Pentru că majoritatea streamurilor de la noi s-au promovat pe Twitch la un moment dat. Și acolo s-a creat o comunitate, așa mai departe. Bă, și eu am încercat să fac treaba asta, am încercat pe amândouă platforme, am încercat pe 3 platforme să facă deodată. Nu, n-a fost destul de ok. Așa că l-am lăsat. Cred că e Valentine-ul cel din față. Sper să fie ajuns, ea căderea de 7 minute. Ah, e ok. Adică nu-ți trebuie cine zice mult. Și ceea ce văd diferit e checkpoint-urile de unde e jobul, poți să vedeți imediat. Mentalitatea. Deci mentalitatea. Aici e, cu tot respectul. Prima interacțiune cu playerii a fost super rapidă. A venit după ce a venit adminul, după aia a început să se bage și alți playeri înseamnă cu noi. Dar desigur mai există și NPC-uri, că nu poți lăsa un oraș de genul gol. Și hai să vedem pe aici, că data trecută am cam belit un pic cu căruța, mă scuzat de pronunțare. Am o mă duc pe aici, ce că dacă pot să iau pe penalizare până la 100 de dolari. Da, am înțeles. Sper că n-am murit. Nu? Ok. Da, în fine. E crag un pic mai mare decât ar trebui și bine că nu mi-a dat penalizare. Asta vreau să zic mie dacă... Na. Hai să terminăm și noi această livrare. Guys, cam acesta a fost episodul. Nu uitați de butonul de like și subscribe. Follow, egal pe unde vedeți. Am primit pe undeva la 13 dolari. Trebuie să mai formăm destul de mult ca să ne luăm și calul. Și ne auzim la un alt episod. O să încerc să postez episoadele și pe TikTok și pe YouTube. Deodată, înțelegi? Acum că nu de 12 minute, nu de... Oricum pe TikTok nu pot posta mai mult de 12 minute, maxim 10. Nu mai pot să postez mai multe, dar n-am fine. Și v-am pupat. Mulțumesc încă o dată pentru tot și ne auzim pe data viitoare. Pa, pa!